Intersecția dintre strada Mareșala Verescu și strada Mihai Eminescu a devenit intersecția groazei după ce de-a lungul timpului a fost scena unor accidente rutiere repetate. Semnalizarea rutieră a acestui loc este una evidentă, însă mulți șoferi nu țin cont de semnele de circulație. Inclusiv astăzi, alte două autoturisme au intrat în coliziune după ce unul dintre conducătorii auto nu a oprit la stop. Două autoturisme au intrat astăzi în coleziune în intersecția dintre Mareșal Averescu și strada Mihai Eminescu. O șoferiță care mergea regulamentar într-o mașină de lux a fost lovită de un alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă care nu a respectat indicatorul oprire. Un bărbat de 68 de ani din municipiul Drobeta Turnul Severin, timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Eminescu la intersecție cu strada Mareșal Averescu, nu a respectat semnificația indicatorului oprire, a pătruns în intersecție unde a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar de o femeie de 49 de ani din aceeași localitate. În urma impactului a avut rezultat doar pagube materiale, fără victime omenești. Conducătorul auto de 68 de ani a fost sancționat contravențional pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 republicată și modificată, cu amendă și măsura complementară de reținere a permisului de conducere. Pagubele materiale sunt mari, însă ambii șoferi nu au fost răniți. Intersecția dintre strada Mareșal Averescu și strada Mihai Eminescu a devenit intersecția groazei. Tot mai multe accidente rutiere se întâmplă în acest loc. Semnul de circulație oprire este evident și inclusiv pentru a atrage atenția conducătorilor auto este pus și un limitator de viteză.